urma descoperirilor care au venit, mi-am propus să citesc un singur verset din 1 Corinteni, capitolul 4, și anume versetul 20, unde cuvântul Domnului spune așa: căci împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. Aleluia. Amin. Aleluia. Spunea Duhul Sfânt că aici sunt unii care n-au putere. Au slăbit așa de mult. Ați văzut dumneavoastră, scrie în cartea prorocului Ieremia că l-au aruncat într-o groapă, nu știu câți. 1, 2, 3, câți oameni erau, l-au aruncat într-o groapă. Dar la urmă l-a împărat, i-a părut rău și s-au dus să-l scoată din groapă. Și-au trimis 30 de oameni. Eu m-am gândit cât de greu era Ieremia ăsta, de-o trebuit 30 de oameni să scoată din groapă. Dar cu un capitol înainte, în ultimul verset, scrie așa: că foamea era așa de mare în Israel, că s-au gătit pâinea și pe ulița brutarilor. Dacă n-ar mai fi fost pâine pe ulița cizmarilor, înțelegem. Dar la un moment dat, când erau toate brutăriile și magazinele de pâine, nu mai era nicio pâine. Și când s-au dus să scoată pe Ieremia din groapă, s-au dus 30 de oameni flămânzi, care abia se țineau ei pe picioare. Aș dori ca în biserica aceasta Dumnezeu să vă dea putere. Amin? Amin, amin. Că biserica ei, vine Luca 17:20, niște farisei și cărturași au întrebat: învățătorule, când va veni împărăția lui Dumnezeu? Și Domnul îi spune: împărăția nu vine așa ca să iubească privirea. Nu se va spune: uite aici, uite acolo, căci împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru. Amin? Amin. Ei, dacă împărăția lui Dumnezeu e aici, eu vreau să văd puterea împărăției în seara asta. Că împărăția lui Dumnezeu nu stă numai în vorbele noastre, în declarațiile noastre, în lăudăroșeniile noastre. Nu. Împărăția lui Dumnezeu stă în putere. Amin. Și nu puteri omenești. Când Daniel 4:30 se vorbește de puterea bogăților, am spus împăratul Babilonul, nu este Babilonul care l-am zidit eu cu puterea bogăților. În Proverbiul 18:21 e puterea politică. Viața și moartea stau în puterea limbii, știi? În Isaia 31 e putere militară. Cai și cară de război. Mergem în 1 Corinteni 15:56, vorbește de puterea păcatului. Dar dacă este puterea păcatului, este și puterea iertării, nu? În Marcu 2:10, dar ca să știți că pe pământ Fiul lui Dumnezeu are putere să ierte. Să lasă Domnul puterea asta. Puterea să ne iertăm unii pe alții și Dumnezeu să ne ierte pe toți. Amin? Dacă există în evrei puterea morții, apoi există în Filipeni 3:10 și puterea învierii. Doresc să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Amin. Să dea Dumnezeu puterea asta binecuvântată în adunare. Amin? Amin. Ei bine, când vorbim de puterea asta, are trepte de manifestare. Există și o putere în vorba noastră. Odată se rugau ucenicii în Faptele Apostolului, capitolul 4, versetul 29, și au spus: și dă putere robilor tăi să propovăduiască cuvântul tău cu putere. Să le dea Domnul cu putere. Amin? Amin. În propovăduire. Mă rog pentru toți predicatorii de aici. Amin. Să vă dea Domnul putere că veniți la amvon. Amin? Amin. Asta e putere în vorbire. Sau dacă vreți, în Faptele Apostolilor, capitolul 18, versetul 28, ne se spune despre un om cu numele de Apolo, care în versetul 24 avea un duh înfocat, era tare în Scripturi, dar în versetul 28 înfrunta cu putere pe potrivnici. Câteodată e nevoie și de asta. Nu spuneam Fapte, capitolul 24 de la Milet: știu bine că după plecarea mea se vor vârând turmă lup răpitor care nu vor plăța turma. Dar de ce după plecarea lui Pavel? Păi când era Pavel acolo, lupii n-aveau curajul să vină. Câteodată e nevoie de un păstor, câteodată e nevoie de un conducător, câteodată e nevoie de un om ca să înfrunte cu putere cu potrivnici. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Am pus tot în puterea vorbei. E și Iacob, capitolul 5, versetul 16. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celor neprihănit. Glorie. Dorim puterea asta? Amin, amin. Amin, toți doresc? Amin. Dumnezeu să ne dea. Ei, prima manifestarea puterii din împărăția lui Dumnezeu, în propovăduire,
îi în rugăciune, îi în păstrarea adevărului nealterat. A doua manifestare, dincolo de puterea vorbelor noastre, îi puterea trăirii. Și vine în Evrei, capitolul 7, versetul 16, și spune că Domnul a fost pus ca mare preot prin puterea unei vieți neperitoare. Că până la urmă cu gura tot mai suntem noi bine. Că până la urmă tot mai sunt predicatori. Dacă în ei la verificare viața lor, vezi că diferență între ceea ce spun ei și ceea ce fac ei. Dar ce ni se cere nouă este puterea unei vieți neperitoare să o avem în fiecare zi. Amin. În Matei 5:13 spune, dar dacă sarea, că voi sunteți sarea, își pierde puterea de a săra. Eu te întreb, tu mai ai putere de a săra? La școală? La locul de muncă? Între vecinii tăi unde locuiești? În adunare mai ai puterea de a săra? Să dai un gust plăcut acelor care sunt în jurul tău. Dumnezeu să ne ajute, amin? Ei, și dacă avem putere la nivelul vorbelor, avem putere în trăiri, eu trec foarte subțint, așa scurt, prin Scriptură, vine a treia formă de manifestare. Cheamă Domnul pe ucenici la el în Marcu capitolul 3, versetul 15 și le-o da putere să vindece bolnavi. Le-o da putere să scoată dracii. Amin? Amin. Ați ajuns la puterea asta? Păi spune Marcu 16, iată semne care vor însoți pe cei care vor crede. Că degeaba spun că eu am credință, frate, eu am credință și ne dăm mătuțe în lupta asta spirituală. În numele meu vor scoate dragi, vor vorbi în limbi noi, își vor pune mâini peste bolnavi, bolnavi se vor însănătoșa. Dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Care putere din asta ai experimentat-o tu? Poate unii dintre noi vorbirea în limbi, dar cu celelalte ce facem? Le-o da putere să vindece bolile și le-o da putere să scoată dracii. Asta putere noi trebuie să o avem, că suntem împărăția lui Dumnezeu. Amin? Amin. Apoi vorbește Roman 15:19, de puterea semnelor și minunilor și de puterea Duhului Sfânt. Doresc tare mult Domnul nou să ne dea o mare putere prin Duhul Sfânt. Amin? Amin, amin. E bine, vorbind de puterea aceasta, eu mă ajung la concluzia că noi în puterea asta putem să... Eu aveam cu tot o altă predică în seara și i-a spus octavă într-un ca altceva predică. Și aici m-am frământat și cred că de la Domnul să vă spun lucrurile astea. Ei, vorbind de puterea aceasta, noi putem să creștem în putere. Când străbat aceștia, valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare, Psalm 94, de la 6 în jos, și ploaia timpurii o acoperă cu binecuvântări, ei merg din putere în putere. Dați-mi voi vă întreb, care din voi botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, să ridice mâna sus? Slavă Domnul! Mulțumesc! Ați simțit o putere atunci, ca în fapt unul cu opt, ci voi veți simți o putere când Duhul Sfânt va coborâ peste voi. Dați-mi acum o întrebare, dar gândește-te bine, din seara sau din ziua în care ai primit Duhul Sfânt și până astăzi ai crescut în putere? Ești mai tare acum? Mai în dragostea din tâi? Ești mai devotat? Sau ești mai slab? Spune! Ei merg din putere în putere, fratelor. Eu în 2014 îs mai tare ca anul trecut. Anul trecut am fost la masă, ne-am întâlnit. Eu predic mai frumos, am credință mai mare, am putere mai mare, nu? Sau îs mai slab ca anul trecut? Tu ești mai tare sau mai slab? Ei, și când eu sunt mai slab, m-am gândit, mă, dar de ce sunt eu mai slab? Ce mă face pe mine să îmi pierd puterea? Și am găsit scris în Iov, capitolul 18, parcă versetul 12, scrie așa, foamea îi mănâncă puterea. Oameni buni, dacă un om nu se hrănește, nu mai are putere. Dar cu ce ar trebui să ne hrănim noi? Și vine Pavelul Timotei și spune în 1, capitolul 4, versetul 6. Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al Dumnezeu, pentru că
te hrănești cu cuvintele adevărului și ale dreptei credințe. Adică noi trebuie să ne hrănim, dragii noștri, din Evanghelie. Amin? Amin. Apoi vine cuvântul Domnului în Ioan, în capitolul 6, și spunea într-un verset următorul lucru, referitor la cina Domnului. Adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiul Om, dacă nu beți sângele, nu aveți viață în voi înșivă. Că cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață în veșnică în el însuți. Căci trupul meu e cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Referire la cina Domnului. Odată noi ne hrănim cu Evanghelia, dar Domnul spune că trupul meu e hrană. Și acum mă întreb, sunteți la zi cu cina Domnului? Sau sunteți restanțieri cu cina Domnului? Știți dumneavoastră întâmplarea de aici în Italia. Voi ar trebui să o știți, frați păstori, că eu am auzit acolo și cunosc persoanele acelea. Când unii surori de aici, când era acasă singură, a venit diavolul în fața ei și a spus că eu am vrut să te omor, nu pot, e multă mijlocire pentru tine, dar merg să-l omor pe bărbatul tău. Bărbatul ei din loc din Frumoasa, locuiește în Dumbrăvien Suceava. Merg să-l omor pe bărbatul tău acum. Și ea când a văzut acea arătoare hârdoasă așa în fața ei, a făcut ce știm noi, pocăiță. S-a uitat acolo și a spus, sângele Domnului simuse. La care diavolul îi spune, care sânge? Tu ai 2 ani și 6 luni de când nu te-ai împărtășit. Mai atât am omirat pe mine problema asta, că nici eu nu, duminică ne-am împărtășit, că a fost cina. Nevastă mea nu știe că mă împărtășesc eu ultima dată. Sau eu, dacă o lua cina, dacă tot plec mult. Păstorul nu știe din adunare, comitetul nu știe. Poate nici la voi nu se știe când v-ați împărtășit ultima dată. Dar am băgat de seamă din experiența asta că diavolul știe când te-ai împărtășit și diavolul știe când nu te-ai împărtășit. Acum eu te întreb, dacă nu te-ai împărtășit de multă vreme, de ce nu te-ai împărtășit? El dă câteva motivații. Nu vorbim de cina Domnului acum. Unii nu se împărtășesc din pricina păstorului, a prezbiterului. Ăla care face cina nu-i pus de Dumnezeu, ăla e rău și pentru că el e rău, eu nu iau cina din mâna lui. Asta ar fi o variantă. Conducătorul e rău și nu iau cina. A doua variantă ar fi conducătorul e bun. Dar tu nu vezi cine e cina? Alții care mai vor să iei cina, ăia sunt rău, răi. 1 Corinteni 10, dar având o vedere că o singură pâine, noi care suntem mulți, alcătuim un singur trup. Deci, odată la unii conducătorul rău, la alții, îți frață și surorile răi și eu nu iau cina coceala și coceala. A treia variantă e că e bun și conducătorul, e bună și adunarea, dar eu sunt rău, frață. M-am cercetat și sunt rău și nu pot să iau cina. Și când spuneam astea trei variante odată la niște frață noi, s-a ridicat fratele Macoviciu și a spus, mai este o variantă. De care, frate Costică? Diavolul e rău. Diavolul e rău și nu ne lasă pe noi să luăm cina. Cred că asta e concluzia la primele trei. Să ne dea Domnul înțelepciune. Amin, amin. Acum eu te întreb încă o dată, de când ai luat tu cina și cum stai față de citirea Evangheliei? Sunt două pâini pe care ne le dă Dumnezeu, două moduri de a ne hrăni. Că dacă nu ne hrănim așa, foamea ne mănâncă puterea. Sau o altă variantă, în Osea, capitolul 7, versetul 9, spunea despre Efraim. Niște străini îi mănâncă puterea. Avem în viața noastră străini? Avem sau nu avem? Dumnezei străini, Psalmul 16, da? Învățături străine, Evrei 8:13 și alți străini care ne mănâncă puterea. Tu ai străini în casa ta? Ai străini în viața ta care îți mănâncă puterea? Niște străini. Amestecul cu străini ne mănâncă puterea. Să uita în nume Balaam de pe vârful muntelui Pisga în vale, când l-a chemat Balaam ca să-l blasteme și a spus să-l priveți de pe vârful munților.
îl privesc de pe înălțimea deanurilor. Israel este un popor care stă deoparte, el nu-și face parte dintre neamuri. Evreii nu erau cu neamurile, erau o entitate separată, erau deoparte. Dar acum vine Osea, spune că evreii s-au amestecat cu neamurile și străinii ăștia mănâncă puterea. Nu vorbesc în continuare cine sunt, să identificăm străinii ăștia, dar dumneavoastră înțelege. Vorba fratelor, împliniți ce știți și mergeți în rai. Venea la frate și mă rog cineva, că fratele meu nu mai spune ceva. Și el zice, băi, împliniți cât v-am spus până acum. Împliniți cât v-am spus până acum și sunteți mântuiți. Vorbesc de puterea împărăției. Eu vorbesc de puterea mea. Îmi pun problema în mod serios. Eu am crescut în putere sau am scăzut în putere? Am predicat de Moise, care a avut o viață ascendentă, exemplu de un om care a crescut în putere, s-a născut în mână. Copilăria lui, nașterea lui legată de papură și de stuf și de mânul din Egipt. Și când a murit, s-a suit sus pe munte și acolo Dumnezeu l-a chemat acasă. Tu în Italia, aici, tu mergi în sus, în viața spirituală sau te covori în jos? Crești în putere sau dai înapoi? E bine, am ales pentru seara aceasta, asta e introducerea, am ales pentru seara aceasta un cuvânt, un exemplu de un om care a scăzut în putere, care a avut o putere extraordinară și la un moment dat și-o pierdut puterea. Pentru că noi avem un statut mai însemnat ca acest om. În 1 Ioan capitolul 3, versetul 1 spune, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copiii a lui Dumnezeu. Așa spune? Sunteți cu mine la adunare? Amin, amin. Sărori, sunteți aici cu noi la adunare? Scrie în 1 Ioan 3 cu 1, așa? Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copiii a lui Dumnezeu. Și sunte. Amin? Amin. Noi avem un statut înalt. Dar trebuie să facem ceva. Ca și copiii a lui Dumnezeu, noi trebuie să începem să semănăm cu Dumnezeu, să ne asemănim cu El, să creștem din putere în putere. Pentru că puterea asta noi de la Dumnezeu avem. Domnul Iisus spunea în Matei 28, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Iar apoi spune în Fapte 1 cu 8 că El ne dă puterea asta prin Duhul Sfânt nouă și trebuie să creștem. Vorbesc de Samson acum. Eu vorbesc un pic mai repede decât timpul trece. Voi sunteți deja obosiți, eu văd. Eu n-am făcut nimic azi. Am vorbit cu niște frași, cu fratele Vasile, am venit la Torino până aici și am obosit deja. Ei, dar voi ați stat pe șantier, nu vă ținem foarte mult. Dar vreau să vorbesc de un om puternic, puternic, puternic. Nici unul din Italia nu a avut forța lui Samson. Și ascultați să citesc. Hai să ne călcăm în picioare. Câteva versete. Judecător 16, citesc numai versetul 4, după aia de la versetul 16 în jos. Judecător 16 cu 4. După aceea, a iubit pe o femeie în Valea Sorec. Ea se numea Dalila. De la versetul 16. Fiindcă ea, Dalila asta, îl necăja și îl chinuia în fiecare zi cu stăruințele ei, sufletul ei s-a umplut de o neliniște de moarte și a deschis toată inima față de ea și i-a zis, briciu n-a trecut peste capul meu pentru că sunt încinat Domnului din pântecele mamei mele. Dacă aș fi ras, puterea m-ar părăsi, aș slăbi și aș fi ca oricare alt om. Dar Lina, văzând că își deschisese toată inima față de ea, a trimis să cheme pe domnitorii filistenilor și să le spună, suiți-vă de data aceasta că și mi-a deschis toată inima lui. Și domnitorii filistenilor s-au suit la ea și au adus argintul în mâini. Ea l-a adormit pe genunchii ei și chemând un om a ras cele 7 subiții de pe capul lui Samson și a început astfel să-l slăbească. El și-a pierdut puterea. Atunci a zis, filistenii sunt asupra ta, Samson. Și el s-a trezit din somn și a zis, voi face ca și mai înainte și mă voi scutura. Nu știa că Domnul se depărtase de el. Filistenii l-au apucat și i-au scos ochii, l-au pogorât la Gaza și l-au legat cu niște lanțuri de aramă. El învârtea la râșniță, în temniță. Amin. Vă rugăm reocupați locurile. Am asociat
4 verbe de aici, 2 câte 2. Versetul 4. El a iubit pe o femeie. Și versetul 17. Și a deschis inima. Deci el a iubit o femeie și femeia acesteia pe care a iubit-o, el i-a deschis inima și iubirea asta a intrat în inima lui. Următoarele versete. 19. Ea l-a adormit pe genunchii ei. El a început astfel să slăbească. Deci rețineți asocierea asta. A iubit și și-a deschis inima. Ea l-a adormit, el a pierdut puterea. Hai să explicăm un pic. În lumea asta sunt multe iubiri. Ceea ce iubești tu acum de la distanță, vei ajunge într-o zi să iubești de aproape. Ceea ce îți place acum de la distanță, o imagine care e în fața ta, e departe de tine, dar tu cochetezi, îți place, o admiri, într-o zi, aceea iubire va intra în inima ta. Într-o zi vei deschide inima. Domnul îi spunea lui Cain, Cain, păcatul pândește la uși. Dorința lui să ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Cain a avut o vreme când păcatul era în fața ușă. Nu era în el. Păcatul era înaintea lui și pândea. Nu stă ca Domnul Apocalipsa să bată politicos. Păcatul pândește. La un moment dat când nu ești atent, dacă tu îl iubești, îi zâmbești, îl atragi sub o formă oarecare, el deodată intră în inima ta. Căci iubirea care o ai tu va face să-ți deschizi inima și iubirea aceea va intra în inima ta. Despre ce iubire e vorba? În Biblie sunt iubiri bune, nu? Matei 22:37. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău. Asta e bun. În Tit, capitolul 2, versetul 4. Să-și iubească bărbatul și copiii. Asta e bun, nu? Mergem, dacă vreți, în Petru 1, a doua Petru 1, la 7 acolo, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Mergem la 1 Petru, capitolul 1, versetul 22. Partea finală spune, iubiți-vă cu căldură unii pe alții. Asta e bun. Astea sunt iubiri care sunt bune și vă rog să le deschideți inima. Amin? Amin? Iubirea asta să fie în inima voastră. Și eu încă o dată spun amin. Ei, dar sunt iubiri interzise. Spune-ne în capitolul 13, versetul 5. Să nu fiți iubitori de... Amin? Amin. În 1 Timotei, capitolul 6, versetul 10. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Acum eu vă întreb. Eu sunt iubitor de bani sau nu? Ce părere aveți voi de mine? N-am nici pe banii tale. O spun dinainte. Nu pentru banii noi tale. Ce gândiți voi de mine? Eu sunt iubitor de bani sau nu? Dar eu mă uit la frații ăștia, mă, e iubitor de bani? Dar de unde să știu eu dacă ei sunt sau nu iubitori de bani? Până la urmă n-am treabă nici cu dânsul. Am treabă cu mine. Și eu mă gândesc în seara asta aici. Oare eu sunt iubitor de bani sau nu sunt iubitor de bani? Nu mă interesează de voi. Că eu știu că n-ați venit din Italia să vă umple Domnul cu Duhul Sfânt. Nu. Ați venit la lucru, ați venit după bani, nu vă judică nimeni, așa-ți condiția de România, îngrijiți de familie, Domnul vă binecuvinteze. Amin. Cum nici acum nu spuneți amin? Așa. Deci pentru asta ați venit. Dar eu mă întreb acum pentru mine, oare eu sunt iubitor de bani? Ei, sunt câteva lucruri, câteva versete și eu le pun azi în fața mea. Scrie Levitic 25:37. Să nu dai bani cu dobândă. Eu am împăcat miliardar. Am împăcat miliardar. Care avea o problemă în afaceri și eu am spus acolo că unul spune la altul trebuie să împartă cred, un milion de euro. Și unul spune la altul, eram trei păstori. Doi oameni de afaceri au avut împreună afaceri, s-au despărțit și acum s-au certat. Și unul spune la altul, mai nenorocit,
Dar un păstor spune, dă-mi mie nenorocirea asta, să împart eu cu el 1.000.000 de euro. Un frate mă ținea pe după cap în malul Dunării și-o spus, frate Dragoș, hai când el ies pentru dumitare în vapor, să bem amândoi o cafea. Eram în Viena. Dom'le, eu nu beau cafea, dacă vrei, dă-mi-o pe mal. Nu, nu, merg pe vapor. Nu merg cu matare de vapor. Și erau doi frați din România care erau milionari în euro. În euro, milionari. Și s-o certat și-o trebuit să mă duc până undeva în Ardeal. Ne-am dat o întâlnire la Viena, că unul nu putea veni în țară, că îl aresta. Ăsta din România, frate, ce mașini, ce bani, fabrici multe. Mergem în Viena, ne întâlnim și ne împăcăm. Și n-am mai fost în mâna nevastă, am spus eu că n-ai o găleată bună să mulți vaca și nu să mulți în pași, în pași milionare. Ăia acasă. Și cred că nu a fost la Domnul ca să mă duc. Ei bine, dar sunt oameni care au făcut o afacere, amândoi. Când au făcut, au făcut un secret, nimeni nu știu. Când s-a certat, au venit la comitet. Și i-am spus, măi, dacă n-ați făcut, dacă tu mă întrebai ceva de asta, eu spuneam să nu faci cu el. Ei, pui boi în bluc cu ce nu trebuie și când îi scoți, îi scoți fără coarne. Sunt frați care mi-au spus, l-am împrumutat pe ăla, poate uita, să-mi dea-i dobândă. Frate Dragoș, nu că nu-mi dă dobândă, nu-mi dă nici bani, că fă-mi ce vrei, eu să-ți dau bani. Ei, dar tu când ai făcut lucrul ăsta, ai întrebat de cine era? Și tendința asta de cămătărie câteodată este un semn că eu aș putea fi lacom de bani. Credeți asta? În Geneza 31, Iacov îi spune la fete, la neveste Leia și Rahela, voi ce faceți? Eu mă duc la vedere. Și versetul 15 spunea, oare nu suntem noi pentru el ca niște străini ne-au vândut și ne-au mâncat și banii? Expresia asta a mâncat banii cuiva îi semnă unei lăcomii. A profitat de cineva. A profitat de generozitatea cuiva. Al face să dăruiască, ai cerșit. Mergem în Italia, eu încă n-am dat nicio masă. Sunt frață care m-a chemat, tot la chinez m-a dus și fiecare mi-a explicat că pot să mănânc cât vreau. Că tot mă ducea cât alt frate. Frate, dragul, nici poți mănânci cât vrei. A doua zi, frate, dragul, nici poți mănânci cât vrei. Dar cât poți să mănânci, băi, oameni buni? Ei, dar dacă vin la mine în România, eu îi dau câte o mâncare și eu. Am cum să mă revanșez. Dar când ești un profitor, de pe urma unui băiat, a unei familii, a unei biserici, îi un semn că tu ești iubitor de bani. Gândiți-vă bine la treaba asta. Dacă vreți, mergem în Faptele Apostolului, capitolul 5, versetul 3, Anania, cum s-a umplut Satana inima ca să ascunzi o parte din moșoară? În Matei 25:18, ăla care a primit un talan, o să facă o groapă și i-o ascuns talan de acolo. Tendința de a ascunde bani. Am câți bani, niște bani aici, nu știe nevastă-mea nimic de ei. Sau sora din casă. Am niște bani, bărbatul nu știa, să-mi cumpăr eu odată ceva ce vreau eu, că el a uitat de banii ăștia. Tendința de a ascunde banii și copiii de părinți îi un semn pe undeva de un germene care se numește iubirea de bani. În Matei 28, la ostași li s-au dat bani ca să spună o minciună. Spuneți povestea ucenicii și l-au furat. Dar în Proverbe 23:23 spune, cumpără adevărul și nu-l vinde, încă un semn al iubirii de bani. Sau al lăcomie. Odată, omit un frate din Rădăuță la noi și îmi dea, fraților, voi aici la adunare aveți dați afară curbare din adunare, procese verbale. Am pus capul jos, că avem ceva frate, din ce sunt audă. Aveți câteva. Băi, frate, aveți un proces verbal făcut la un lacum de avere? Și eu mă gândesc că nu, că acolo spune curvia sau lăcomia de avere, că sunt un singur verset, și eu, ăla mai vine pe la noi. Și am spus, lasă când vine a doua oară, că eu știe, mamă, ce întreabă. Eu îmi se dau afară un lacum din adunare. Am să-i fac un proces, spune, avem dat afară pentru lăcomie. Mă, și m-am gândit eu așa, pe ce să dau eu? Am fixat eu o familie, bărbat în Germania de mulți ani.
case aranjate, garaj, mașină mare, mașină mică, tractor. El tot prin Germania lucra. Și odată venim la servici și sora era în stație și am luat-o la ocazie. Și mai mulțumesc, domnul, voi o duceți destul de bine, lucrează, prins de lucru, na, în Germania, nu în Italia, așa. Măi, și când încet iese plângă, am eu nu câștig cât am, să știi. Așa pare că nu știu ce, nu, că nu am, dar nu-i merge așa de bine. Când mă gândesc alții că de tare un înaintat și eu sunt rămas în urmă, mă, și-o început să plângă, eu mă opri mașina în sat, i-am spus, măi, eu sincer cu tine. Eu căutam o familie să-i dau afară pentru lepomie. Și în vizorul câtorva era și voi. Dar la cât e plâns tu, cred că duminică să facem o strângere. El spune, nu fă strângere, dar nu m-a dat nici afară, lasă-mă asta. Și n-am mai dat niciunul pentru lepomie. La dumneavoastră sunt lacomi în adunare. Sunt iubitor de bani în adunare. Și atunci m-am dus cu cuvântul la Scriptură. Când vorbește de mana din pustie, Domnul dă două prescripții. Una, cât se strângă, și doi, când se strângă. Cât trebuia să strângă? Cât un omer. Omerul era o unitate de măsură. Fiecare cât un omer. Dar unul strâns mai mult. De ce? Era o lacă. Cu ce o strâns mai mult, știi ce s-a întâmplat? O făcut veră. Ei, dar și cu omerul ăsta, eu am constatat că nu putem lua o hotărâre. Că omerul fraților de aici din Italia e ca o cava lui Cuza. Au omer mare și omer mic, da? Blestemata efă mică și efă mare. Asta e prin prorocii mici, da? Ei, acum, când măsor eu averea, sau când măsor averea lui Iacob, de exemplu, eu un omer de ăsta mic, și îmi pun casa și mașina și serviciu și spune, uite, s-a umplut, uite, nu-mi cap. Ăsta e cu lăcomii omul ăsta. Când măsor averea mea, eu un omier mare, pun tot și ar mai trebui de o palmă. Și am spus, măi, cu omierul nu pot. Hai să o iau cu a doua. Și am luat-o cu a doua. Le-au spus fiecare să strângă în fiecare zi cât un omier, dar nu cumva să iese unul zi să las. Și odată Moise, când trezește într-o zi din dimineața de sabat, vede cu vodoi, cu cănele în mână, căutau mamă. Ce căutau ei acolo? Și de ce? Vă spun eu. Pentru că el cu o zi înainte o strâns doi omiri, că era lege. El pentru azi avea mâncarea cei de ieri, că nu se strica înainte de ziua de sabat. Dar ăștia erau oameni în acum de avere. O întâmplare reală, le spunea unui frate Alexa de la Străucin Botoșani și o spun că la dâns era un om care avea mult pământ și avea mult funas de cosit și nu dobitea să-l cosească. Și o chemat un om din sat care avea animale și n-avea pământ și o spus, măi, cosește-mi tu funasul ăsta și la urmă nu împărțim noi. Omul l-a cosit, l-a strâns, l-a făcut 7 căpițe. Și vine ăla mai bogat și spune, eu mai am fân, am ce face cu el. Lasă și mie o căpiță și iese tu și ia tu. Și fratele ăsta povestește și s-a dus care fânul și-a cărat o căpiță, două, trei și când a pus la șasa, o legat drucul, văd mai în vârstă aici, o legat drucul, o preblat frumos. Și ca să nu steie pe druc, s-a dus la căpiță a șeptea și-a luat două furci să pui pe druc, ca să steie mai bine. Și când a luat o furcă la căpița a șeptea, gospodar era spatele lui. Și vede, dar nu ți-a ajuns și aia să vezi. Mai ieși din amiet, din aceea, din bugățești tu. Acum eu vedeam o comparație așa. Voi ați spus niște seri de adunare. Când aveți, frate? Marța și joia. Și duminica, nu? Na, noi lucrăm 6 zile și a 7 venim toți la adunare. Slăviți să fie Domnul. Amin? Lipsește unul? Mai are careva de lucru? Tu crezi că în seara aceea în care tu nu vii la adunare, te îmbogățești? Sau dacă ești obligat să mergi la lucru, pui o altă zi pentru Domnul deoparte? Dacă eu, în duminica asta am fost chemat, nu știu cum lucrați voi, dar am luni liber, stai luni cu Biblia în mână și pe genunchi, toată ziua să recuperezi și nu faci avere. Că pui într-o pungă spartă, dar lecomia de noi este. Asta e iubirea de bani. Asta stă în fața inimii noastre. Dacă
dacă o tolerăm mult așa în fața familiei și o tolerăm mult în fața inimii, ca și păcatul lui Cain, deodată va intra în inima noastră. El a iubit și pentru că a iubit și-o deschis inima. Băgați de seamă, inima se deschide la toate iubirile voastre. Când îi iubești pe nevastă și pe bărbat, îți intră, domnule, nevasta în inimă și nu mai poți de două lui, da? Și bărbatul. Când iubești copiii, te trezești noaptea și te uiți la dânsă. Când iubești lucruri rele, alea se intră în inimă. El a iubit și și-o deschis inima. Vreți mai vorbim de o iubire? Amin. În 1 Ioan, capitolul 2, versetul 15, spunea cuvântul Domnului așa. Nu iubiți lumea nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăutăroșia vieții nu sunt de la Tatăl, ci sunt din lume. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Acum vă întreb, cum stați cu iubirea lumii? Eu am o predică în care mi-am spus, filozofia primilor creștini, mama mea a născut în 1930, în 30 născut, a plecat la Domnul, născut în pocăință. Bunicul meu, condamnat la Cernăuți pe 25 de ani. În luna februarie l-a dus prin zăpadă și pe gheață de scult, nu l-a lăsat să fie bocanci în picioare. În fiecare post bătut și dus la Cernăut, condamnat pe 25 de ani. O făcut câțiva ani și pe eu le-a dat drumul, l-a prins la rugăciune, l-a condamnat iară, o mai făcut încă un an și 8 luni și iar a venit. Dar filozofia lor, știți care era? Versetul ăsta. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Astăzi avem teologie sistematică, pastorală, teologie, nu știu de care teologie, am și eu, le-am de acolo, am cărți cumpărate ca acelea, știți, coața. Unul și-a cumpărat o bibliotecă, și ca să nu fie biblioteca goală, s-a dus la librărie și a spus, dați, avem o sfoară cu niște noduri, dați-mi de aici până aici, dați-mi de aici până aici, și-a cumpărat cărțile ca spală și el intelectual, știi? Mai avem bibliotece, nu avea o... De aici până aici, cărți care nu le-am deschis niciodată. Dar le avem. Bunicul nu l-a avut. Bunicul a fost la Cernăuți, a fost un proroc, vorbea Dumnezeu. Știți care era filozofia lor? Ei se uitau ce în lume și nu făceau ca lume. Nu iubiți lumea, nici lucrurile în lume. Amin. La noi se făcea când era hramă, sat, boru și mare. Și frate a spus, băi, noi nu facem așa. La noi când era ziua de naștere la Cineva, făcea niște banchete cu tortul, cu lumânări, sufla acolo. Și fratele spune, noi nu facem, că astea sunt în lume. La noi când se făceau nerezile în lume, făcea cu niște cozi așa în urmă, mari. Și fratele spune, bă, astea sunt în lume. Noi n-avem voie să iubim lumea. Amin? Amin. 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 Așa să fie. Amin. Dar acum vine Ioan și spune, oameni buni, nu iubiți lumea, că dacă iubești lumea, lumea vine în inima ta. Acum ți-i pare bine când treci o nereasă de la mii pocăiți, te duci și urmărești rochea, și urmărești nașul și domnișorul de onoare, cum vin așa, ținându-ți în mână. Se pare că normal. Ei, dar iubirea ce va veni în inima ta? Și într-o zi tu vei veni așa în adunare? Și eu până la anul am 5 invitații la nuntă pe care l-am refuzat. Și m-a chemat cineva la Timișoara, dar de ce nu vii? Băi, nu vii, că dacă eu predic la voi la nuntă, ies mari tulburare. Făceți-le cum vreți voi, așa, da? Știți ce se întâmplă? Mă duc la o nuntă la afară. Frate, te rog să vii. Când se îmbracă în mireasa dimineață, pe o coadă după 2 metri. Dar eu îi spun, o cunoșteam din nică. Băi, tu n-ai destului coț până acum. Îți mai trebuie și în ziua nunță una. Eu zic, frate, dragul, și-am vrut să o tai, dar stric rochea. De cum tai eu și nu o să? De ce ne-ți mă da foarte bun? Și vin la nuntă și tot felul de obiceiuri lumești care n-au de-a face nimic cu Duhul Sfânt, cu pocăința, inundă adunările noastre. Că-i fata diaculul, că-i fata patronul, că-i neam mare, că se supără, că-s nipocăiți și intră lumea în adunare și începe să ne placă. Și dacă îți place nunta locutare, va intra iubirea asta în inima ta, așa o vei face și tu. El a iubit și la ce a iubit el și-a deschis inima. Dumnezeu să ne ajute.
Spunea Biblia așa, păzește inima mai mult ca orice. Amin. Să-i ajute Dumnezeu. Amin. Aș putea vorbi mult din lucrurile acestea. Că tot ce este în lume, pofta ochilor, asta e din lume, da? Și eu stau, cum suntem noi cu pofta ochilor în Italia? Iov, capitolul 31. Făcusem un legământ cu ochii. Ai făcut legământ cu ochii? Ezechiel 27, versetul. Luați dinaintea voastră idolii care vă atrag privirile. Îi luăm sau îi punem? Psalm 101, versetul 3. Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Matei 5:29. Dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-te. Apocalipsa 3:18. Te sfătuiesc să vii la mine să iei alifie, să frungi ochii. Știi ce ne-ar trebui să ne rugăm Domnul? Să le dea în sara asta de fie. Aleluia. Să le ungem ochii. Amin. Că pofta ochilor are de-a face cu estetica, cu plăcirea vizionării, are de-a face cu vopseaua, are de-a face cu falsul. Asta e pofta ochilor, care încântă ochii. Dar asta e din lume, frate. Asta nu e de la pocăit, nu e de la adunare, nu e de la Duhul Sfânt. Și dacă tu iubești lumea, toate astea intră în inima ta. El a iubit și și-o deschis inima. Pofta firii pământești. Cum stăm cu firea pământească? Firea pământească, spune 2 Timotei, capitolul 3, versetul 6, frământat de tot felul de pofte. Vine pofta întâi și te frământă. Frământă asta, frământă mâine, frământă poi mâine. Dacă nu scapi de frământarea asta, dacă nu ai înțelepciunea să ieși din ispită, într-o zi, pofta aceea care te frământă va fi în inima ta. Frământat de tot felul de pofte. Și după ce te frământă pofta, vine Tit, capitolul 3, versetul 3. Robiți de tot felul de pofte. Că deja au intrat în inima ta și au pus stăpânire pe tine și ne-au robit poftele astea. Și apoi robul nu mănâncă ce vrea. Nu se îmbracă cum vrea. Dar noi era o fată, odată venea așa cam indecent îmbrăcată. Ba venea dezgolită, ba cu fusta mai scurtă decât trebuie la adunare, ba cu niște haine cam brate așa, și eu zic, mai nou musul de la un bun, pe o copilă tânără. Și mă duc eu deoparte, spun, mai noi venim la adunare, ultima adunare mare, sunt oameni plini de Duhul Sfânt, dar vezi, sunt și oameni firești, sunt băieți ăștia care nu au nașterea din nou. Dacă tu când stai așezată, nu-ți trece fusta de genunchi, păi îți uite la genunchii tăi și se ține o pricină de ispitire pentru oamenii pocăi. De ce nu te îmbraci tu frumos? Hai, de rog! Și ea pune capul în jos, așa smerită și pleacă acasă și o spune, băi, am reușit. Când vine a doua duminică, vine mai urât îmbracată, mai goală, mai împopățată. Și eu am spus, băi, nu ia de vină, e robită. Că dacă o fată sau o femeie robită de un duc de curvie, păi ea nu se îmbracă ca o pocăită, ea se îmbracă cum îi spune stăpânul, să facă reclamă la păcat. Dacă unul e robit de altceva, păi nu te îmbrăci cum vrei, nu? Pușcăriașul nu la costum George Armande, la haine bărgate, ca așa e în pușcărie, care sunteți robite de diferite duhuri, băgați de seamă după cum vă îmbrăcați. Ce exprimă îmbrăcămintea voastră în adunare? Eram atât la adunare și la adunare, eram la o masă, după ce am fost la adunare, când spunea aia, o niște surori la o masă festivă, dar cum nu știu. Și eu zic, măi, surorul, mă, sunteți mai tineri ca mine, erau și de seama mea. Ce nu veniți cu... Unde scrie clipa ca să ai mine jucați? Unde scrie clipa ca? Zic că Ieremia 2:24 scrie așa. Măgăriță sălbatică deprinsă cu pustia care gâfâie în aprinderea poftelor ei. Toți care o caută nu-i nevoie să o stenească, o găsesc în vremea ei. Nu-ți lăsa picioarele goale și nu-ți uscat gătrejul de sete. Dar tu vii degeaba, eu iubesc Dumnezeii străini și vreau să merg după ei. Zic, soră, când vezi o femeie, o fată cu minejuc, e ca o măgăriță care gâfâie în aprinderea poftelor. Nu vorbesc eu, vorbește Scriptura. Așa e că nu mai place predica, nu? Dragii mei, frați și surori, eu n-am nici după bani la voi și n-am nevoie de reclamă în Italia. Mulțumesc Domnul că cât am mi-ajunge. Dar am venit să vă spun că dacă tu iubești ceva, o iubire din asta interzise, ea intră în inima ta. Și după ce te-o robit, spune 1 Petru 1:14,
ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți de poftele care le aveați altă dată. Că dacă te-au făcut rob, te duci pofta unde vrei de acum. Eu n-am putea să-mi viața mea nici o fumă de țigară. Dar spun ăștia că tare greu, la primele fumuri, uite gustul în gât, trușești și de ce tragi. N-am fost în viața mea niciodată la discotecă, de fapt am fost odată. De două am fost. Vedem o dată la rugăciune, la faptul lui Eugeniu Căștit, să spune secretarul adunării, Dragoș, sunt tine la noi care merg la discotecă, nu te vedești. Păi, frate, Dragoș, nu te vedești, m-am încertat cu dânsul până acasă. Ăsta, în loc să mă ducă pe mine acasă, mă duce la discotecă. Și spune, hai să-i convinge, frate, păstor. Și intru eu cu el în discotecă. Și mă uit prima dată. Și mă uit eu așa aia tot, văd un pocăit lângă mine, familie bună, tăți dansau, el nu dansa. El sta cu ochii închiși, singur, și făcea, mânca, mesticat, cum îl făcea? Îl făcea așa, o bucată. Eu mă așez lângă el și nu-i spun nimic, stau așa. Na, el dă din cap când dă, la unul deschide ochii, se uită și mă întreabă, dar ce faceți aici? Nu mai spun nimic. Frate Dragoș, știi rog frumos, haide până afară. L-am chemat afară, m-a început acolo, mi-a spus, e ultima dată când mergi la discotecă. El rog, nu mă spune la mama și la tata. Băi, vin încoace. Nu te spun la mama și la tata, nici gouă nu mă spun cine, îi căsătorit, îi în adunare, are nevastă și are copii. Ei, dar cine te trage pe tine în discotecă? De ce te lași târât? Că te-o robi pofta. Crezi că la o fată să meargă la discotecă, nu știe nici muzică, nici dans, dar ce caută acolo? Are o poftă, pofta aia, o intrată în inimă, o frământată între o săptămână, două, de când o venit în Italia, o frământă. La urmă, o făcut o roabă și de-a motărește. Hai încoace, hai încolo, că așa se făptuiește păcatul. Asta e în lume. Să spun, nu iubiți lumea. Dacă vreți să vorbim de pofte, în Galateni 5:22, roada Duhului din potrivă. Dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, blândețea, credincioșia și înfrânarea poftelor. M-a întrebat unul, de ce înfrânarea poftelor e pusă ultima? E cea mai mică dintre ele? Am spus, nu. În Matei spune, voi sunteți o cetate pe un munte. Și o cetate pe un munte nu poate rămâne ascunsă, așa e frații mei. Știți care cetățile medievale, știți cum erau? În mijloc era tronul cu regele, cu curtenia. După aceea, mai în exterior, cum aruncați o piatră în apă, face cercul concentric, de la mic, la mare, mai la mare. După aceea, erau casele de locuit. După aceea, erau terenuri cu holde și rezerve de apă. După aceea, era zidul de apărare a cetății. Ultimul element constructiv al unei cetăți era zidul de apărare. În Proverbe 25:28 spune, omul care nu-i stăpân pe sine, îi ca o cetate surpată cu zidurile dărâmate. Zidul de apărare este înfrânarea poftelor. Ultimul element aici. Când era un război, o luptă, când veneau alții, la zidul de apărare se dă totdeauna cea mai grea bătălie. Ăștia aruncă meterie să vor să urce aia din cetate să apără. În momentul când au căzut zidul de apărare, cetatea e cucerită. Cea mai mare bătălie a unui pocăit se dă la înfrânarea poftelor. Dacă ai pierdut înfrânarea poftelor, credincioșia e cucerită repede. Când înaintea ei e credincioșia, e blândețea. Păi dacă tu poftești, cum spune în Petru acolo, 2:10, ca unii care sunt îndrăznesc, poftesc trupul altuia. Și tu poftești trupul altuia. Și zidul tău de apărare de rămas, mai poate fi vorba de credincioșie față de soția ta, de Maleahim? Da? Nu mai poate, că zidul tău de apărare a fost de rămas. Măsura de pocăință a unui om e măsura înfrânării. Eu nu sunt pocăit după cum predic. Tu nu ești pocăit după cum cânti. Tu nu ești pocăit după cum nu știu ce conduci, cârmuiești. Tu ești pocăit după cât ești de înfrânat. Amin? Amin. Atâta ești de pocăit în adunare, cât ești de pocăit când ești acasă singur pe internet. Nu ești mai pocăit în adunare, nici când te ridici să cânti.
Când ești tu singur pe internet sau singur pe internet, la ce te uiți acolo, ai măsura pocăință tale. Și aceea se numește, dacă vreți, înfrânarea poftelor. Dumnezeu să ne dea pe ce. Amin. Tot de pofte spune Iacov, capitolul 1, versetul 13. Niciunul din voi să nu spună, sunt ispitit de Dumnezeu. Că Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă rău și El însăși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare este ispitit că ne-a atras de pofta lui însăși în omit și pofta zămislește păcatul și păcatul odată înfăptuit aduce moarte. Știți cum? Suntem oameni mari la adunare. Când se zămislește un copil în burta mamei, el nu se naște. El se zămislește, mai stă acolo 9 luni și după luni se naște, e așa? Așa? Așa e și cu păcatul. Prima dată vine pofta și zămislește în cugetul tău păcatul. Dar tu n-ai păcătuit, cu trupul ești curat, ești curat. Tu ai păcat numai la nivelul cugetului. Și zămislia aceea se dezvoltă, se dezvoltă, se dezvoltă. La un moment dat, când se zăivește ocazia, tu păcătuiești. Mai ușor decât ar trebui, sau n-ar trebui deloc. Dar știi de ce? Că mintea ta e învățată cu păcatul ăsta. Tu în mintea ta păcatul ăsta l-ai de o lună, de două, de o jumătate de an, de un an. Ai văzut ceva la televizor, ai văzut doi sărutându-se în par, uite, au făcut cineva o propunere și n-ai respins ispita, pofta aceea o zămislit în tine. Când o venit nevasta lui Potifar la Iosif să păcătuiască, el a spus, cum se fac un păcat așa de mare? Când vezi că păcatul e așa de mare, nu-l faci. Dar când te-ai obișnuit cu el și ți-i drag și nu pare ceva hidos, atunci tu-l faci. În momentul ăla tu păcătuiești. Și în momentul când ai păcătuit și păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Înțelepte cine îndepărtează ispita din fază incipientă. De când s-o zămislit acolo, atunci îl îndepărtează. Poate vom vorbi altă dată despre metodă de curățire a cugetului. Dar este important de știut că noi nu suntem ispitit. Și vă rog, ispita nu e egal cu păcatul. Odată vine un frate la mărturisire, un frate bătrân la mine, greu, până un proiect a plânge, frate, m-o ispitit, satana. Dar eu mă fac că plâng și spun, m-o ispitit. Dar el se oprește, prima ta, Ani? Da, frate, și mie, îți mai spun ceva. Și Domnul Iisus m-o ispitit. Nu că așa scrie în evrei. Căci noi n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci de unul care a fost ispitit în toate lucrurile. Așa scrie, eu așa cred. În toate lucrurile, pus o virgulă, dar fără păcat. Ispita nu-i păcat. Ispita, știți ce? Un atac violent, un atac rapid al diavolului în minte. Eu mă duc la servici, eu nu femeie în minte. Eu mă duc la servici, nu mă duc la femeie. Pun calul la căruță și mă duc să culeg porumbul și mă gândesc dacă România ar bate pe Olanda. Nu știu ce s-ar întâmpla, de ce eu merg la meci? Dar de ce mine ce e în minte? Vine satana și mi-aruncă o săgeată. De-aia trebuie scutul credinței. Ispita este un atac violent al diavolului. Dar noi nu trebuie să-l primim. În momentul când am fost ispitit, avem metode de curățire. Sau avem metode de a-l îndepărta pe diavol. Cerem sângele Domnului. Protecția Domnului. Ne gândim la un cuvânt de Scriptură. Sau dacă nu ne aduce minte acasă. Vorba fratelui Răuț. Că fratelor, dar el avea 84 de ani. Știți ce mi s-a întâmplat? Povestele astea mai tine. Mergeam prin Vicov și vine o femeie frumoasă așa în față, vine spre mine. Dar eu merg în Corusca. Și vine femeia și îmi dă bună ziua și eu îi răspund și să vedeți fratele, eu merg în Corus, dar mintea mea o să merge înapoi acum. Dar cum îi chem eu mintea înapoi? Spune că mă uit jos și văd așa un smoc de iarbă crescut în niște pietre și spun, uite ce iarbă frumoasă a făcut Dumnezeu aici cu pietrele astea. Și gândurile mele sunt vin înapoi. Eu tot timpul trebuie să țin gândurile acasă. Iuda spune într-un verset, unii târâți în visările lor. Să nu ne lăsăm târâți. Dumnezeu ne ajute să păstrăm un cuget curat. Amin, amin. Ai iubit? A deschis inima. Următorul numai o temă. Ea l-a adormit. Vine la repetiție?
vine la stăruință, voi e pus la cuvânt, vine să organizezi adunarea și nu mai ai nimic din toate astea. De ce oare? Nu cumva ai adormit? Nu cumva adormiți în adunare și voi și eu și noi toți? Dar de ce adormim? Păi iubirea aia care am primit-o în inimă ne-o adormit. Știți, când a murit Saul și cu David, a făcut, Saul cu Ionatan, David a făcut o cântare mult de ghilboasă, nu cadă pe rouă, pe voi, nu dați de peste nascalos, să nu știe fetele din Gaza, că cum au fost aruncate scuturile săgeților, scuturile vitejului, parcă nu au fost unse cu un de lemn. Ionatane, sabia ta, nu-ți învârte în gol, Ionatane, mă doare pentru tine. Așa plângea David. Și moare un alt viteaz, cu numele de Urie Hetitu. Și îi spune Ioab, a murit Urie Hetitu. Și David spune, da, așa e război, sabia ta, de când pe unul, când pe altul, dar nu era tot viteaz, dar de ce David nu mai plânge? L-a adormit păcatul cu Batșeba. În momentul când a pus păcatul stăpânire pe tine, nu mai ai nevoie nici de adunare, nici de seară de rugăciune, nici de repetiție, că tu în inima mai altceva. El a iubit și și-a deschis inima. Ea l-a adormit și el și-a pierdut puterea. Samson, filistien, ca așa altă dată. Și mă duc așa altă dată la un bolnav și mă rog. Și bolnavul nu se vinde. Și mă duc așa dar să predic la amvon și nu mai am. Ar voi face ca altă dată, dar nu mai fac, nu mai am putere. Știi de ce? O iubire interzisă e în inima mea. Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim. Amin. Un pic am depășit timpul, poate, dar am vrut să vă spun că noi facem parte din împărăția lui Dumnezeu. Amin. Ca să creștem din putere în putere. Amin? Amin. Amin. Și nu cumva să fim ca omul ăsta care avea o mare putere, i-o scos ochii și învârte la râșniță. Noi avem statut de copil al lui Dumnezeu. Amin. 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 Domnul Dumnezeu.